Pe TikTok Tesla este destul de populară, având o grămadă de clipuri virale, dar prin toate videoclipurile populare sunt unele adevărate, dar altele sunt și false. Așa că astăzi vedem care TikTok-uri sunt adevărate sau care sunt false. Vis-a-vis de Tesla asta, n-am mai făcut treaba asta de mult și știu că vă plăcea seria asta. Avem și un invitat special astăzi, pe domnul Best Norris! Dați-mă butonașul de like, guys, ca să mai vin Andrei Rău pe canal. Astăzi să vedem împreună care TikTok-uri sunt adevărate și care sunt false. Am selectat niște chestii destul de interesante și sunt curios și eu, așa că să înceapă primul TikTok. Haida! Am I the only one that didn't know that Tesla introduced face recognition? So you see this camera over here? This will actually unlock your car, and not only unlock your car, it'll unlatch your car. Apparently, it recognizes my face, so I'm gonna test that out today. And just like that, look at this! Not only did it unlock, it unlatched the door, and now I can get in the car. Mi se pare destul de ciudat, nu prea am încredere, dar o să încerc. Nu știu de unde mi-ar ști mie fața, dar el stătea undeva pe aici, așa, la cameră. Nu cred! What? Nu. Ce a fost asta? Nu s-a deschis pe bune. Domnul Norris a folosit aplicația frumos și ai un buton aici de deschis ușa. Este fals acest TikTok și nu știu de ce TikTok-ul ăla a mințit așa pe față, a băgat pe toți în ceas. Andrei, nu o să mai aibă geculița pentru că mi-a dat-o mie, că eu mor de frig și... Geculița, auzi? Jachetă directă. Hai cu următorul TikTok. Deci aici e al doilea TikTok. Did you know you could charge a Tesla with an iPhone while driving? Started at 60. Trebuie să-mi spui dacă e real sau nu. Gained 4%, but the phone is dead. Worth it. Eu nu cred că e adevărat, sincer, acest TikTok. N-are cum să încarce un telefon, un iPhone, da? Bateria la Tesla. Păi și explicația care este, ia zi. Sincer, chiar nu înțeleg cum a reușit să crească bateria, efectiv. A dat videoclipul pe reverse. E posibil să fi dat clipul pe reverse? Nu e aia explicația. Puneți pauză și dați explicația în comentarii să văd dacă voi vă dați seama, că Norris chiar nu-și dă seama, original. Eu știu de ce se întâmplă, dar Norris nu și-a dat seama de pe videoclip. Deci e fals, dar de ce crește bateria? Spuneți în comentarii, puneți pauză. Știu, și gata! Yeah. El de fapt era pe Transfăgărășan și cobora, nu? Și se încărca bateria. Da, aia e explicația. Vezi că l-am adus aminte. Greu, un pic, dar a mers, gata. Bun. Trece la următorul TikTok, hai să vedem. Ok, eu sper să nu fie pe bune, dar dacă e pe bune aia, eu să zic că e fals. Cel puțin la mașina mea nu cred că se face așa de rău. Nu e, mă, nu face așa urât, uite. E ok. Nici nu se aude nașpa, nu face ca pe filmarea aia. La pana mea, nu? Vezi? Se mișcă, dar nu e ca pe filmarea aia, să facă urât. Aia aici, că era cu tremurul din 7-7. Da, nu, e ok, mă. Nu știu ce făcea aia așa de urât, ori era un model... Mamă, dar urât face. By the way, este mitul ăsta peste tot că Tesla are o calitate foarte proastă. Ei bine, Teslele noi nu mai au aceeași calitate proastă. E drept, da, aveau o calitate foarte proastă, dar Teslele noi nu mai sunt ce au fost. My feet fucking stink. Deci, aparent, dacă spui că sput picioarele, dă drumul la ventilație. Da, crezi că e adevărat sau fals? Eu cred că e fals, sincer. Crezi că e fals? Cred că a pornit unul ventilația, efectiv. Păi, ce căcsunează ăștia aici? Deci, eu cred că este fals. Cred că la fel cum a fost ca la primul TikTok, a apăsat cineva de pe buton și aici a apăsat... Hai să testăm, să vedem cum e. Eu o să zic că e pe bune, știi de ce? Pentru că apărea acolo pe ecran. Da, hai să vedem. Momentul adevărului, Andrei România. Hai să vedem dacă e pe bune. Arată aici ecranul. My feet fucking stink. Aerisir planșeu. Da, mă, s-au activat la... Uite, vezi, s-au activat și ăsta aici, la picioare. Bă, lasă-mă! Da, bă, dar de unde Elon Musk? Vine un american și zice, bă, îmi pun picioarele. Și Tesla, uite, vezi, îi aerisește picioarele, să pută mai bine. Să pută frumos. Da, nu știu. Deci chiar e adevărat, eu n-am crezut-o. Brand new Mercedes be like. Mercedes, nou nouț. Brand new Tesla.
be like? Da, nu știu dacă e pe bune. Ce zici, Norris? Tu ce zici? Eu eram fan Mercedes, dar în ultima perioadă am devenit fan BMW. Așa că sunt total de acord ce zice băiatul ăla despre Mercedes. Așa rău ești pe Mercedes sau mai nou? What? Bă, mie-mi place Mercedes-ul, la modul cel mai serios că îmi place Mercedes-ul. Eu mai mult aș vrea parcă Mercedes decât BMW, eu personal. Bă, vezi că eu sunt fan BMW adevărat, din pur sânge, vezi că te eu bat aici cu Tesla ta. Eu, conducător de Tesla, zic de Mercedes. În fine, hai să vedem acum. Mercedes-ul a scârția cam mult pentru Mercedes nou. Hai să vedem cum e Tesla asta după 60.000 de kilometri. Zgălțim mai întâi ăsta, hai să vedem. Bă, de ce? Adică nu simt nimic. Sincer, e plastic, e ok. Chiar nu se aude rău, se aude un pic, trebuie să fie... Mana un... mea, nu... Dar nu cum se auzea acolo, de făcea ca da. Nebuna. Hai să vedem asta dacă se mișcă. N-are, mă, n-are nimic. E tank, ești nebun, nici tank rusesc. Nu știu cum e prins ăsta aici, dar e prins bine rău ecranul ăsta. Nu, nu se clatină. Uite, mă, că nu e... Nu e, mă, nu scârție. La mama în smart, bine, e acolo... made in China. E acolo made... un pic, vezi că... Se vede că e cam clatină, dar nu se aude doar. Băi, un nou solid eu îi dau. Bun. Can I add a custom song to your Tesla light show? You could use anyone by like teslalightshow.io. Look for the one you want. I'm going to be using the office. Download it and plug it into your glove box. Close the door. Enjoy the show. Băi, nebun, eu nu cred, sau? Ba da, mă, o cred pe asta, de fapt. Cred că ai putea să spui orice piesă, practic. Hai să încercăm. Păi, asta e ai stick cu tot? Da, hai să mergem să facem. Am venit la PC pentru că aparent avem nevoie de un stick și să configurăm. Așa că luăm un stick de aici frumos. Conectăm stick-ul aici frumos la calculator. Așa. Și trebuie să intrăm pe site-ul teslalightshare.io. Welcome to Tesla Lightshare. Christmas, Halloween. Uite cât de tare și are și cu, practic, show în sine, știi? Ia uite, îți arată modele, exemple, tot ce da, trebuie. Da, frate, cum e așa și cu sunetul. Iute. Lol, ce tare. O să încerc să pun câteva show-uri de-astea pe stick și după aceea testăm să vedem dacă funcționează. Hai să vedem. Am făcut stick-ul, hai să-l băgăm. Bun, aici. Aia acolo, frumos, în stânga. Aici? Da. Acum trebuie să dăm pe ăsta. Toybox. Toybox. Și uite, spectacol de lumini. Exact. Programare. Ne-am pus mai multe și alege acolo de ceva de acolo. Uite, Derud Sensor mă ăsta. Da, dă-i acolo să vedem pe ăsta. Ok. Așa. Și acum? Confirmare, nu? Da. Dă-i. Ieși din vehicul pentru a începe spectacolul de lumini. Okay. Hai afară, ne dă afară! Bine! Tesla modată! Vezi că mă simt modată. E făcut de comunitatea asta, nu-i de la aia. Ce nebuni sunt oamenii! Și acum intră! Uite. Ia filmează aici! Cum face farul! Ia uite ce nebun e! Mamă, dacă e că pe noapte s-ar fi văzut pe noapte, tare! Pe noapte se vede ce n-a mișto! Mișto, mă! Bă, chiar da, n-am ce să zic! Închipuieți să-i punem un show cu manele și să punem să danseze pe manele Tesla asta! Cum ar fi? Bă, ar fi tare rău de tot. Zi la câte like-uri facem asta, că... De, pe bune. Dacă facem acolo 2000 de like-uri neapărat, postăm ceva shorts reel și vă arătăm cum dansează pe manele Tesla. Tesla dansează pe manele. Cine a mai făcut asta, domne? Ziceți în comentarii de la cine să băgăm o manea. Nicolae Guță, Florin Salam, Țancă Uraganu. Da, pe bune. Ziceți ce manea. Ziceți ce manea în comentarii. Pentru tine, că știu că ești cu horror, cu chestii de-astea, am pregătit unul special acum. Ia uite-te tu puțin și spune-mi dacă e adevărat sau nu. Ce bă, apare omul! A, bă, lasă-mă! Cine e ăla? Îți dai seama dacă putem să vedem fantome sau ce? Ama, Andrei România! Mamă, ce că uite de până la sus și mie să nu-mi ia un jump scare. 4 minute mai târziu. 9 minute mai târziu. Bă, mi-e frică să nu dea jump scare. Bă, nu dă jump scare, nu? Nu știu. Nu. Uite, a apărut un... What the fuck? Y'all fucking saw that! Y'all fucking saw that. Nobody's around. Nobody's fucking here. Okay. Right
Nu, hai la cimitir, hai la cimitir. Trebuie să găsim un cimitir acum în care putem să intrăm cu mașina. Asta e un pic mai tricky, dar o rezolvăm noi. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și nu v-ați abonat până acum. Dacă vreți să mai vedeți content cu Tesla, că pregătim niște videoclipuri super mișto. Acum am ajuns în cimitir, suntem la cel de pe metalurgie, pentru că aici putem intra cu mașina direct. Și dacă vede un om, eu mă cac pe mine. Bă, bune, și original. Deci dacă văd vreun om, chiar mă sperie acum, original. Nu e niciun om sau ceva, dacă cumva apare. Da, uitați, nici într-o laterală. Nimic. Nici pe partea cealaltă. Hai să ne pe aici. Nimic nu arată pe Tesla în momentan. Bă, măcar a văzut cușurile de gunoi, dar nu vede vreun om, deci e ok. Dacă cumva acum apare un om, chiar că mă sperie, că văd că nu e o prostie, gen, dacă ar fi fost ceva eroare, ar fi apărut până acum, știi? Deci nimica nu prinde mașina, nimic în dreapta, nimic în față, uite, absolut nimic, vezi? Bă! What? Ce? What? Bro, ai văzut? Pune pe replay, te rog, în slow motion! M-am căcat rău de tot pe mine. E serios. Deci nu-i nimeni, uite-te pe camere. Efectiv, uitați. Uitați-vă, vedeți? Deci nimica. Față, în spate. What? Ce? Ai văzut? Nu! În spate era. Păi eu n-am văzut. Apăruse ceva în spate. Apăruse ceva în spate. Nu mai știi de capul tău. Okay. Nu știu ce să zic de mitul ăsta. E ciudat rău de tot. Tu ce să zici? Bă, deci eu odată l-am văzut și m-am speriat rău de tot. Și noi ne-am mai dat niște ture, dar sincer nu prea mai vreau să stau foarte mult. Că mă, mai e și strâmb trău pe aici, dacă dăm într-un... Vezi să-mi dai și tu într-un mormânt. N-ar fi. Cred că ai fi la știri. Tocmai ce am ieșit din cimitir, nu știu ce concluzie să trag. Vă las pe voi să trageți concluzia. Mie mi s-a luat de mitul ăsta. Sincer, s-a simțit ciudat rău de tot, mai ales când am văzut fazele alea. Vă las pe voi să trageți concluzia. Cam ăsta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul ăla de like. Dacă vreți să mai vedeți content cu Tesla, că am niște idei super mișto care urmează. Eu am fost Andrei Andrew de Nori și ne auzim data viitoare. Vă pup!